care sunt în general în lume, adică să nu credeți că a existat vreo vreme pe pământ în care păcatul a fost absent. În momentul în care a apărut omul pe pământ și păcatul a fost lângă el. Și ne întoarcem și privim o singură idee de ansamblu. Doi fii avea Cain, pe Abel și pe Cain, deci Adam, pe Abel și pe Cain, și nu s-au înțeles între ei privind jertfele și ridicarea sau mulțumirea adusă lui Dumnezeu și unul s-a ridicat asupra celuilalt și l-a omorât. Deci așa a luat ființă justiția. Numai că la vremea de atunci, nu un procuror sau un tribunal a judecat, ci a judecat glasul lui Dumnezeu. Sângele fratelui tău strigă la mine. Deci iată de când s-a stricat lumea. Iar legat de păcatul desfrâului, deci popoarele cananee toate erau desfrânate și aveau acele închinări idolatre în care liturghia lor era desfrânarea. Și atunci poporul iudeu a moștenit și el în lungile incursiuni și războaie care au avut loc între popoarele cananite și poporul iudeu, au avut timp să le placă ce au văzut la ei. Femei frumoase, fete frumoase, plăcere de strămbălare și așa mai departe. Lucru promovat și în zilele noastre. Deci dacă ar fi să facem o comparație, am putea spune așa, că de la fața acoperită a lumii arabe, a femeii musulmance, până la femeia dezbrăcată ortodoxă, e o mare diferență. Deci aceea, dacă este prinsă de bărbatul său că desfrânează, poate fi ucisă, deci cu drept de plin de stăpânire asupra ei, pe când la noi, în momentul în care femeia are chef, face ce vrea, că doar există divorț, te-ai separat, te-ai desfăcut și s-a terminat povestea. Ai ceva cu viața mea, mă comanzi tu cumva? Ei, vedeți câtă diferență între lege și fără de lege. Tocmai acest lucru a venit să-l puncteze Mântuitorul Iisus Hristos. Neam ticălos și desfrânat până când voi fi cu voi, spune iarăși una din variantele Evangheliei, până la sfârșitul veacului. Deci totuși, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Asta am clarificat de ce Mântuitorul a pus accent pe poporul stricat care n-a vrut să primească legea lui Dumnezeu și să răzvrătea în continuare în ideile lui. Întorcându-ne în Noul Testament, lucrurile se răsfrâng și se întorc altfel. Evanghelia de astăzi nu este altceva decât o simplă, repet, o simplă chemare. Și aici trebuie să specificăm două lucruri. Am mai multe idei astăzi în cap. Le-am rumegat și ieri toată ziua și astăzi de dimineață. Pentru că Evanghelia prezintă două părți diferite. Spune așa, ce-ar da omul în schimb pentru sufletul său? Cum e posibil să îngăduie Dumnezeu un negoț cu omul? Deci l-a adus omul pe Dumnezeu în postura de a negocia cu el. Păi eu îmi pun următoarea întrebare acum. Dacă noi suntem ticăloși și spurcați, ce-i vine mai ușor lui Dumnezeu? Să ne piardă sau să ne dea să dobândim lumea? Și aici îmi pun întrebarea care vă puneți voi, că este pusă de Dumnezeu acum 2000 de ani și de voi în fiecare zi. Părinte, cum Doamne iartă-mă ăsta, nici nu merge la biserică, fură, dă în cap, înjură, curvește, bea, fumează, și-au de toate, Părinte, nu le lipsește nimic, aș uite, eu țin legea lui Dumnezeu și mie numai nu merge. Deci fiți foarte atenți cu cât tâlc este pusă întrebarea de ortodoxul creștin privind la păgânul din jurul lui, la fratele lui, care a prins puterea și osul de rost și s-au umplut de bani și au uitat măsura, și cum pune Dumnezeu problema? Ce-ar da omul schimb pentru sufletul său dacă lumea întreagă ar câștiga și sufletul ar pierde? Ce e mai de folos omului, să câștige lumea sau sufletul? Este o întrebare cu foarte mult dichis spusă.
Și dacă vă aduceți aminte, duminica trecută când am vorbit, sau miercuri de ziua crucii, v-am spus, prima întrebare pe care și-o pun ortodoxii creștini este aceasta, de ce Dumnezeu în mila Lui, atât de iubitor și de blând și de bun și de drept, și-a permis să creeze iadul? Iadul nu este o creație a Lui Dumnezeu. Iadul este o creație a răului. Și ca să înțelegeți definiția acestui hău, acestui loc de muncă, trebuie să știți, în afară de baobaurile și poveștile cu draci, cu smoală, cu cazane, deci ceea ce avem noi de la bătrânii noștri, sau povestite în vămile văzducului de Părintele Nicod din Mândița și culese din tradițiile folclorice, ca să spunem așa, noi avem două mărturii ale Sfintei Scripturi foarte fundamentale. Bogatul a murit și sufletul lui s-a dus în flăcări. Ce fel de flăcări? Nu cu smoală și pucioasă, ci este la fel, un fel de flacără numită mânia lui Dumnezeu, se numește Tartarul sau iadul de foc, care este echivalentă cu flacăra pe care noi o gustăm din Sfintele Taine când citim rugăciunea de împărtășit și spunem așa, Doamne, cum eu de vreme, cum mă apropii de focul cel mistuitor a Sfintelor Tale Taine, mistuindu-se păcatele ca iarba și ca fânul, iar eu păcătosul nu mă ard. Deci vedeți ce taină? Deci vorbim de un foc îndoit. Unul ce provine din Duhul Sfânt, care curățește păcatul, dar înnoiește materia de care s-a atins. Deci aici are loc cuvântul acela în Scripturii. Aurul se călește prin foc și omul prin ispite. Dar focul de care vorbim noi, focul Dumnezeirii, este focul despre care Hristos a spus așa, foc am venit să arunc pe pământ și ce mult aș vrea ca el să ardă. Deci avem așa, focul iubirii dumnezeiești, focul credinței, focul nădejdii, avem focul dragostei dumnezeiești și avem focul rugăciunii. Deci cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pare de foc. Și pentru că tot avem de-a face cu mistici și asceți în biserică și cu oameni cunoscători de taine înalte, unii pretind că au ajuns la o dreaptă, e măsura lor. Și spune așa, părinte, zice, eu m-am luminat. E bine că te-ai luminat, dar în filocalie și la Isaac Siru și la Teofan Zăvărâtu și la alți sfinți părinți, spune cu totul altceva. Când omul a deprins rugăciunea cea înaltă a minții și a inimii, adică rugăciunea cea lăuntrică, trupul lui se înfierbânt atât de tare, nu trebuie să pui termometru să iei temperatura, că nu-i vorba de temperatura care dereglează metabolismul, infecția corpului, ci e vorba de cu tot o altă temperatură, ochii se scaldă în lacrimi, asta e mirarea, vedeți, aici e taina. Deci tu te încălzești și în loc să scoți aburi și să te evapui, verși lacrimi. Sunt lacrimi dumnezeiești de rugăciune sau plânsul cel adânc al inimii despre care Scriptura spune așa, și Duhul nostru adesea se roagă cu suspine negrăite. De ce suspine negrăite? Unii nu le-au gustat niciodată. Dacă ai intrat un băiat în pușcărie sau ai călcat pe un băiat mașina sau i-a murit soțul sau soția, plâng toți, umple ștergarele. Dar acelea sunt lacrimi de egoism, de părere de sine, de mândrie, de judecata lui Dumnezeu, de socotelile minților, că de ce așa sau de ce așa, iată așa nu vrea Dumnezeu să ne dea socoteală. Uite, s-a enervat el și nu mai vrea să dea socoteală, dar fiecare de ce lucrează legea lui. Le spune, aveți Scriptura, cercetați-ne așa, aflați viața veșnică. În momentul în care acele lacrimi îl înfermântă pe om și curg, ne ducem la Serafim de Saros, care este un mare trăitor autentic pe care îl mai vizitați voi în excursiile voastre în Rusia, Kiev, Ucraina, și auzim că ucenicul lui, venind la dânsul după cuvânt de folos,
Și aici vreau eu să accentuez și să ajung la măsura a ceea ce mă interesează. I-a spus așa, Părinte, și cum ai dobândit rugăciunea cea de foc? S-a apucat de povestit zbornicul volumul 1 și 2 sau filocalea 8? Nu! N-asta se facă teoria rugăciunii. A spus, pune mâna pe mine! Și hai să ne rugăm! Și când a început Serafim de Sarov să se roage, acela s-a frit, ca și cum ar fi pus mâna pe o plită încinsă. Dar cel ce era încins nu s-ardea. Acela era focul Dumnezeirii. Aceea e, fraților, rugăciunea lui Iisus. Nu scrierile din bibliotecă. Alea sunt păreri și impresii, tâlcuinte teologic, culese de la oameni îmbunătățiți, scăpate de aici, colo, câte o vorbă, și pusă în mintea filozofilor duhovnicești, care fac tratate întregi de porojenii și vorbe goale. Avea o vorbă Arsenie Papacioc. A venit un ucenic la el și i-a spus așa, Părinte, vorbește-mi despre rugăciunea lui Iisus. Da, tată, pune-te pe marginea patului. Ia metania asta în mână. Hai să zicem amândoi, Doamne Iisuse, Părinte, vorbiți-mi de rugăciunea lui Iisus. Păi, dar astea îți vorbesc. Dă-i să meargă, zice. Hai, rostește. Rostește-o să te încălzești. Deci, aceea este rugăciunea lui Iisus. Deci rugăciunea lui Iisus nu e o poveste, ci o realitate. Și de ce v-am dus în rugăciunea lui Iisus și v-am povestit lucrul acesta? Ca să facem diferența între cele două categorii de creștini. Unii care doresc să dobândească lumea, dar sufletul ar pierde. Și noi știm prea bine, sunt pe cimitirile patriei noastre milioane și milioane și milioane de suflete adormite. Dar în adâncul și în taina acestor cimitire, noi nu cunoaștem două lucruri. Ce sfinți sunt, ce oameni mântuiți sunt, ce oameni plăcuți cu Dumnezeu. Vedeți, în general, când evocăm în memorie și în amintiri și în memoriale și în cărți de aducere aminte și așa, noi scriem cine a fost omul cu tare, ce profesor a fost el, ce realizări a avut. Aceea văzută în concepția Sfinților Părinți, intră la categoria ctitoriilor spirituale. A lăsat o carte de tehnică bună, e o ctitorie sufletească, că te-ai gândit la semenii tăi, inventarea avionului, a mașinii, a locomotivei și așa mai departe. A lăsat un pod, sau o casă, sau o masă, sau o biserică, iarăși e o ctitorie materială. A lăsat o carte bună, e o ctitorie materială. Dar un sfat și un suflet mântuit este o ctitorie veșnică și spirituală despre care Scriptura vine și spune taman în mod invers. Cine a mântuit sau a salvat un singur suflet sau l-a întors de la păcat și a acoperit lui mulțime de păcate. Deci iată ce mare este să-ți pui tu sufletul pentru aproapele tău. De aceea, credința vine prin propovăduire. Soacra o învață pe noră, nora pe fecior, feciorul pe cumnat, cumnatul pe frate, vărul pe văr, socul pe custru. Și am unii pe alții sfătuind și, băi, am să văd și eu la biserică, băi, am să mă spomenesc și eu, am să mă întreb și eu. Ia ca să mă duc și eu să văd cum, ia să mă duc și eu să ascult. Și iată, credința vine prin auz, intră întâi în urechi, pătrunde în mădularele trupului întâi și întâi, smintește și trezește inima din piatra aceea înălucită de lene și trândăvie, că așa spune, că sufletul e o temnie, trupul stă într-o temniță, sufletul stă ca într-o temniță. Și atunci se sparge temnița și se eliberează sufletul. Dar aceasta înseamnă dorința de a pierde sufletul pe lumea aceasta, sub ce formă? Care sunt termenii moderni de comparație? Nu știu dacă v-ați uitat sau mai citiți printr-un ziar sau prin mass media, ai să-i vezi că nu au ceva de făcut, hap să mai lovească în biserică, hap să mai lovească în credință, că biserica e primitivă, că rugăciunile sunt de mediu, că comportamentul este de natură medievală, că oamenii au rămas înapoiați. Înapoiați sau neînapoiați? Deștepți sau mai puțin deștepți, toți oamenii sunt înzestrați cu un suflet.
acel suflet e al lui Dumnezeu și numai Dumnezeu cere socoteală pentru el. Indiferent că Dumnezeu e primitiv sau e medieval. Deci numai el cere socoteală pentru el. Și atunci Dumnezeu a venit și așa a început Evanghelia. Cel ce vrea să-și piardă sufletul meu și pentru Evanghelia mea, acela îl va mântui. Și ce înseamnă să-ți pierzi sufletul pentru Evanghelia ta, pentru Evanghelia lui Hristos și să-l mântuiești? Simplu. Este cea mai înaltă chemare din toate chemările legii. Adică, poți să fii cel mai mare inginer, poți să fii cel mai mare arhitect, poți să fii cel mai mare doctor, poți să fii cel mai mare trăitor, fii cel mai mare ortodox. Dar când ești cel mai mare preot sau arhiereu sau apostol sau propovăduitor al învățăturii lui Hristos, atunci cu adevărat ai ajuns în vârful piramidei. De aici piramida urcă direct la Dumnezeu. În capul cărții este scris, spune psalmistul David. Și acolo este sufletul meu. Deci, în momentul în care numele meu s-a scris în cartea vieții, că Petru a întrebat, exact referitor la Evanghelia de astăzi, Doamne, dar noi am lăsat toate și am urmat ție, cu noi ce va fi? Și atunci ce îi spune Hristos? Petre, nu te bucura că vin de gonac, că izgonești duhuri, că tămăduiești neputincioși. Bucurați-vă mai ales că numele voastre s-a scris în cartea cerului. Deci aceasta este esența pentru care tânjim noi.